el știa să citească actorii. M-a citit și pe mine și m-a ales printre cei câțiva apropiați, sufletește. Prima întâlnire cred că am avut-o în momentul în care Sergiu mi-a încredințat un rol principal, primul regizor român care mi-a încredințat un rol principal negativ. Până atunci eram Mihăiță simpaticu în filmele românești de cele mai multe Or, și el a avut curajul să întoarcă puțin foaia interpretării mele și să mă cheme în filmul Accident. Un film care îl pun alături de cele câteva importante care le-am le făcut. Și așa ne-am cunoscut. Uh, uh, mulți spun că e un regizor dur. E dur, dar e dur pe meserie, pentru că voia să se autodepășească, teribil de muncitor. Și atunci eu, am, eu poate, și felul meu de a fi i-a pătruns repede în suflet.